masculin 7000 de metri, Dumitru Leacu 50 de minute. Premiile în bani au fost de 300, 400 și 500 de lei. Începem cu categoria 18-29 ani feminin. Pe locul întâi, Erica Barton, de la CSM Odorhei secuiesc 3 ore. Locul întâi, Andrada Balaj, 2 ore 55. Felicitări! Categoria 40-49 de ani. Locul întâi, Mirela Resteman, Trail Running Academy, 2 ore 19. Începem premiile la categoria masculin, 18-29 de ani. Premiul întâi la această categorie, de la CSM Dorna Vata Dornei, cu 2 ore și 1 minut, Valentin Solin Iluca. Categoria 30-39 de ani, 2 ore și 3 minute, Marius Nasca. A obținut de la Data Core Running Team Cristian Pop, locul întâi. Felicitări! Bravo! Ne bucurăm să găsim aici la maraton un ciclist care a îmbinat foarte frumos de această dată ciclismul și alergarea. Marius Nașca, foarte multe premii obținute astăzi. Da, am luat locul 3 la, în general și 2 la categorie de vârstă. Cum ți s-au părut traseele? Cât e de greu comparativ cu ciclismul? Păi mai greu la alergat ca la bicicletă, dar nu, am dovedit și pe partea asta de alergat. Am încercat să urcât mai mult pe podium. Pentru prima oară sunt la un concurs de alergat. N-am mai fost, la bicicletă am mai fost, dar la alergat e pentru prima oară. Cât antrenament ai făcut înainte pentru acest maraton? Să zic sincer, mai deloc. Deci ai venit și nu ai urcat deloc? În iarnă am alergat cum un... A fost pandemia, n-am putut să merg în sală la antrenament de bicicletă și m-am apucat de alergat, cam în septembrie, sfârșitul septembrie până în februarie. Și când am început început sezonul de bicicletă, n-am mai alergat deloc. Singură cursă de 7 km înainte de Paști și atâta. Până acum n-am alergat deloc. Categoria 40-49. Masculin, locul 3, de la Rana Stoplița, 2 ore și 30 de minute, Victor Sebastian Buzilă. Radu Lepada Toni, locul 2, 2 ore 16.
colecționar de premii. Două ore, 15 minute. CSM Odorheiu Secuiesc. Ele merg noi. Categoria 50 plus. Locul 3, 3 ore și 9 minute. Gheorghe Pozăcoș. Nu este? Nici reprezentant? Locul 2. Runner Toplița, 2 ore 31 de minute. Vladimir Buzina. Pe locul întâi, cu 2 ore și 14 minute, de Vata Loioș Cozomoș. Urmează categoria open masculin, 15 km. Pe locul 3, Marius Nasca. Toate premiile de la open sunt vouchere de la Mochila Dalin. Locul 2, Valentin Sorin Iluca, CSM Dorna Vatra Dornei. Locul 1, open masculin, 15 km. Maraton Scaunul Domnului 2022, Cristian Pop, DataCore Running Team. Se acordă locul 2, Ioana Bianca Scarlat, 6 ore și 5 minute. Cu 5 ore și 39 de minute de la Globus, vorba la Pișac Lucaț, locul întâi. N-am citit bine? Și câștigătoarea categoriei cu 4 ore și 17, Tân de Gabor. Felicitări! Trei ore, 26 de minute. Viorica Malai, premiul întâi. Reprezentanta categoriei 50 plus. Maria Chihaia. Reginul este la înălțime astăzi, cum ne așteptam,
Avem și tineri care au participat la drumeție. Bună ziua, numele meu este Costi Alexandru și am participat astăzi la drumeția de pe scaunul Domnului, organizată foarte frumos aici. Este prima dată când ați participat la astfel de competiții? Da, este prima participare a mea, dar am mai fost anul trecut pe scaunul Domnului și a fost foarte frumos organizată. Traseele au fost diferite față de traseele obișnuite. Cum vi s-au părut? Păi, totuși a fost cel de 15 km, de 7, de 7, de 15, de 50 și de 100. Și totuși, na, trei performanță și mulți ani de antrenament. Este foarte bine că voi, ca și tineri, participați la astfel de activități. Vă petreceți timpul împreună, aveți niște profesori minunați care vă îndrumă spre așa ceva. Veți mai participa anii următori? Cu siguranță, mai ales la maraton o să mă înscriu, sigur. Open feminin, 25 de kilometri, a alergat Andreea Petru și a obținut locul 3 la Open feminin. Iar pe locul 3, Tunde Gabor. Locul întâi este câștigat de Viorica Malai. Felicitări! Trecem la masculin. Alin Iancu este câștigătorul categoriei cu 3 ore 18 minute. Câștigă categoria de vârstă, de la Data Core Running Team, cu 2 ore 59 de minute, Nicolae Bolan. Felicitări! 3 ore 30 de minute, a terminat cursa de la Iași Aleargă, Ionut Marius Agafite, sau Agafite. A obținut de la CSM Suceava Ion Candrea. Luci, felicitări, premiu întâi la categorie. Cum te simți? Cât de obositor a fost? De când te antrenezi? Mulțumesc! Sincer, o cursă grea. Ținând cont că de la kilometru aproximativ 20, să zicem, 18-20, am avut probleme mari de cărceri, crampe. Dar motivat de faptul că aduce până la sfârșit cursa respectivă, am putut să o duc. De cât timp te-ai antrenat? Mă antrenez aproximativ de, ce să zic, un an maxim. Dar pe trail de foarte puțin, foarte mult am făcut asfalt și cred că din prima faptului că nu am făcut antrenamente pe trail, am avut probleme de crampe. Ar fi recomandat ca cei care participă și nu au experiență sau nu au alte antrenamente să facă acest antrenament de trail? Exact. Ținând cont că este un traseu cu diferențe foarte mari de nivel, dacă nu faci antrenamentul respectiv înainte, consecințele sunt astea care le-am avut eu, adică foarte mari dureri la picioare și teoretic te chinui puțin, dar depinde de cât ești de motivat, asta e toată problema. Vei mai participa la anul? Da, categoric da, ținând cont, teoretic mi-am propus să fac un timp sub 8 ore. Nu a reușit, probabil la anul voi reuși.
Cu siguranță, oricum ai avut rezultat extraordinar cu toate dificultățile pe care le-ai întâmpinat. Mersi mult. O nouă ediție a maratonului a avut loc astăzi. Cât de greu a fost să organizați în acest an acest maraton? Da, destul de greu, adică greu, dar fain. De fiecare dată e greu de organizat un eveniment de genul ăsta, e foarte multă muncă în spate. Noi lucrăm practic de prin toamna anului trecut, durează mai bine de jumătate de an toată organizarea. Ziua evenimentului doar cirașa de pe tort, cum ar veni. Vedem pe paginile de socializare că aveți această activitate de organizare acestui frumos eveniment din timp. Adică, cum ai spus și tu, de anul trecut, din toamnă, deja după ce se termină și strângeți tot de aici, vă pregătiți pentru evenimentul de anul viitor? Da, ceva de genul ăla. Noi în următoarele două săptămâni o să mai avem muncă logistică și așa, de curățat de pe trasee, să adunăm benzile cu care am marcat toate traseele și apoi da, începem practic munca pentru următorul eveniment. Mai avem un eveniment pe care vrem să-l facem anul ăsta, dar într-o altă zonă. Deocamdată nu o să zicem nimic despre el. Te așteptăm la emisiune să ne dai detalii. Da, o să urmeze în curând și noutăți legate de asta. Da, clar, începem și abia așteptăm să vină ediția următoare. De câte ori este nevoie să urci pe traseu pentru organizarea evenimentului? Aproximativ. Da, e o întrebare foarte bună asta. Eu de obicei pe scaunul domnului urc cel puțin o dată pe săptămână, dacă nu și în perioada concursului. Acum, în ultimele două săptămâni, m-am mutat aici la Piscra și zilnic am fost pe munte, la curățat sau marcat traseul. Cum gândiți trasarea traseelor, dacă pot spune așa, pe unde le delimitați, în funcție de ce, cum vă gândiți la participanți? Păi, traseele le ducem în mare parte pe marcaje turistice. Asta e undeva, să zicem, la 70% din traseele pe care noi le avem, dar am lucrat și la câteva zone unde nu era înainte traseu turistic și am făcut noi potecă de la zero, practic, ca să se poată alerga pe ea. Sunt niște zone foarte faine pe care noi vrem să le promovăm și le-am descoperit și noi la rândul nostru alergând pe acolo, să explorăm zonele. Da, cu siguranță experiența ta și umblatul tău pe munte, afecțiunea pe care o ai tu față de această zonă ajută în organizarea acestui eveniment. Noi sus pe platou am găsit un participant din București. Cam câte zone ale țării au participat astăzi? În general, noi de la început ne-am orientat mai mult către județele adiacente Mureșului, deci în partea asta de țară, dar da, am avut participanți și din București. Și anul ăsta am avut o surpriză faină că au venit oameni din Chișinău care au participat la drumeție și câțiva la alergare și le-a plăcut foarte mult zona, ziceau că anul viitor o să vină jumătate din Chișinău. Super! O altă ediție inedită a maratonului Scaunul Domnului a avut loc astăzi și ne bucurăm că am reușit și în acest an, așa cum am promis anul trecut, să participăm. Au fost trasee noi, au fost participanți noi, au fost participanți vechi. Ați avut ocazia să vedeți un lucru minunat, organizat, din timp, de cei dedicați acestor activități. Ne bucurăm de premii. Și vă așteptăm să rămâneți și voi în continuare alături de Ardeal TV.